la tot pe sub, o legi de tine și o intră. Da, are cu minte, mă. E cu minte, nu mușcă. Lasă mai jos. Lumini. Să puteți voi să l ajutați pe partea și de coarte. Hai, nu urci cu iatul, nu urci! Hai, urcă și tu, dă-i la manivelul, dă-i la manivelul! Îl ridic? Da. Fântână acolo sau e sistemul de canalizare? Nu, nu este o fântână veche pe care am zis așa în găsire aici și m-am venit și am cumpărat care era amândurora vechimilor. Era frumoasă, așa,
acoperit cu roată, cu toate, dar n-a fost acoperit celălalt. Pentru că au descoperit apa, nu e bună vedeți. Și noi când am făcut construcția, am ascupat partea lor, că au zis că lor nu ne trebuie, și am zis, arăt partea asta de aici. Am lăsat și o conductă să pot să bag un furtun, dacă o fi nevoie de irigații vreodată, în poate, la grădină. Și ăla a fost foarte bine asigurat, cu o singură groasă, s-a accedat una dintre ele. S-a accedat una, s-a accedat una, e adâncă? Are vreo 9 metri. 9 metri, hă. Adică, cred că îi știi mai bine aici, măsoară. E diametru mare sau mare, e? Mare, 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 e metru. Bine la mare. Doar e, e ca-i jumătate din ea. Să facem ca toată acum iară, că nu se mai întâmple altceva. Un grilaj metalic ar fi bine. Da. Păi da, frumos și fixat acolo cumva. Da, era, era tare, bă, tot cu piciorul mie, mi-a venit pe treabă. Da? Apa la... l-a mâncat un pic, pe lemn. Da, l-a mâncat, da. Da, finele greu. E adâncă? Cam cât e așa cu aproximat? Dar bine repetea pe fârmul urmat. Da, să-ți lea de mărghi. Dar cu labele pe pieptul ăla. Și fundul era labele în apă? Da, era fundul în apă. Și labele pe la cână și să-ți plinea cu fără. Hai, dar plinea, picioarele din spate nu erau pe lor. Da, n-am vedea. Și bătul pe piatra, fără.